Mai este puțin timp până când vom păși în nou an. Cu toții ne gândim cum a fost anul 2016 și ce așteptări avem de la anul 2017. Ne aflăm la Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică din cadrul Universității Politehnica Timișoara și am aflat pentru voi cum a fost anul 2016 în ceea ce privește facultatea și ce așteptări are decanul pentru anul 2017. În final puteți urmări un mesaj din partea acestuia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Anul 2016, anul care tocmai se încheie în aceste zile, a fost, pot spune, un an generos pentru Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică. În ciuda faptului că a fost un an în care au avut loc alegeri la toate structurile, și știți că, în general, alegerile sunt mai sensibile, dar nu au avut nicio repercusiune asupra Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică. Referitor la studenți, admiterile la ciclul de licență și master s-au desfășurat în condiții foarte bune. Anul întâi de licență este un an care din semnalele pe care le-am primit este un an foarte bun, ceea ce înseamnă că practic recolta a fost bună pentru Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică. Avem studenți cu care ne mândrim. Tocmai recent a avut loc Gala Orizonturilor Universitare, Gala Studentului Eminent, care este organizată de Orizonturile Universitare, Universitatea Politehnică Timișoara, Academia Română și Primăria Municipiului Timișoara, la care am avut o studentă, Pavel Loredana, cu media 9,86, care este o medie foarte bună pentru Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică. Pavel Loredana fiind de la programul de studiu Ingineria Sistemelor Electroenergetice. Dacă ne referim la studenții doctoranți, pentru că este, doctoratul este cel de-al treilea ciclu de studii, și aici am avut o surpriză foarte plăcută, avem doi doctoranți care s-au clasat în primele patru locuri la admiterea pe institut. Este vorba de Dan Hulea, care a obținut locul întâi, și de Diana Biba, care a obținut locul 4 pe universitate, ceea ce este un lucru îmbucurător, adică calitatea studenților doctoranzi este în creștere. Acum, dacă ne referim la cadrele didactice, și aici lucrurile au mers foarte bine. Am reușit să și în continuare așteptăm cadre didactice tinere care să completeze structura departamentelor. La cadrele didactice, iarăși am avut o bucurie chiar zilele trecute, domnul profesor, doctor inginer Lucian Tutelea, obținând premiul Constantin Budeanu la gala premiilor decenate de Academia Română, ceea ce este iarăși un motiv de mândrie pentru facultatea noastră. La CNATCU, am reușit ca ambele programe să aibă câte un reprezentant. Știți că anul acesta structurile CNATCO au fost ocupate prin competiție și avem pentru ambele programe câte un reprezentant la CNATCO. Este vorba de domnul profesor, doctor inginer Ștefan Chieni și de subsemnatul, care ocupăm locurile la inginerie energetică și inginerie electrică. Așa că eu cred că anul acesta a fost un an deosebit de bun pentru facultatea noastră. Dacă continuăm realizările din anul 2016 și fim ingineri și sperăm toți într-o derivată pozitivă, cred că anul viitor și sper că anul viitor să depășească anul 2016. Deci să continuăm aceeași selecție în rândul studenților, în rândul cadrelor didactice, și rezultatele pe care să le obținem să fie peste uh, cele care au fost obținute în 2016. Cred că fiecare așteaptă ca anul care vine să fie mult mai bun decât anul care a trecut. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, aș dori, în primul rând, să transmit uh, studenților facultății uh, multă sănătate și realizări cât mai bune în anul care urmează. Aș vrea ligii studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, despre care n-am pomenit până acum nimic, în primul rând să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru facultate în anul care a trecut și le doresc și lor aceleași, să zic așa, împliniri și urări de sănătate în anul care urmează tuturor cadrelor didactice, nedidactice, personalele auxiliar, TESA, din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, un an, un sfârșit de an cât mai frumos, sărbătorile de iarnă să le petreacă cu bucurie în mijlocul familiei, iar anul care urmează să le aducă numai sănătate, berșuc și împliniri.